Top 10 Cele mai scumpe mașini din lume În anii 1920, Ford a creat celebrul model T, o mașină cu preț rezonabil pe care să-și o permită americanul de rând. Însă, în acest top 10, nu vom discuta despre mașini cu preț rezonabil. Din contră. Astăzi vom vorbi despre cele mai scumpe mașini de pe planetă din anul 2022. De specificat este că topul se referă la prețul mașinilor de fabrică și nu la prețul de revânzare al unor mașini de colecție. 10. Bugatti Chiron Pur Sport. Un Chiron mai sportiv. Pe locul 10 în topul nostru se află Bugatti Chiron Pur Sport, o versiune mai puternică decât modelul standard. Acesta este echipat cu incredibilul motor W16 de 1479 cai putere și costă 3,6 milioane de dolari. Chiar dacă este cel mai ieftin model din topul nostru, vă recomand să păstrați niște bani pentru viitoarele amenzi de circulație. Și rompul sport având o viteză maximă de aproximativ 490 de km la oră. 9. Lamborghini Sian Demonul italian În fața lui Bugatti, dar la același preț de 3,6 milioane de dolari, este acest Lamborghini Sian, un demon pe roți, ce are un motor V12 care, ajutat de un motor electric, propulsează mașina până la viteza maximă de 350 de km la oră. 8. Bugatti Chiron Super Sport 300 Plus. Deținătorul de recorduri pe locul 8 se află Bugatti și Ron Super Sport 300 deținătorul recordului oficial pentru cea mai mare viteză atinsă de o mașină de serie, 490 de km la oră. Modelul costă 3,9 milioane de dolari și are un motor ce dezvoltă 1577 de cai putere și astfel devine al doilea Bugatti din acest top. 7. Lamborghini Veneno Italian Venom Următoarea mașină în clasamentul bogaților este acest Lamborghini Veneno, un hypercar ediție limitată care costă 4,5 milioane de dolari. Din cauza greutății foarte scăzute de 1490 de kg, acest model cu design foarte futurist atinge fără probleme viteza maximă de 355 de km la oră. 6. Koenigsegg CCXR Treviata Suedia sălbatică Pe locul 6 se clasează suedezul Kionisec CCXR Treviata, un adevărat pioner al producătorului suedez de automobile. Acest model poate fi achiziționat cu prețul de 4,8 milioane de dolari, iar interiorul prezintă inserții de carbon și chiar diamant. 5. Bugatti Divo Diva familiei Bugatti pe locul 5 la general și pe locul 3 în topul Bugatti se află modelul Divo, care costă 5,8 milioane de dolari. Acesta este un tribut oferit pilotului francez cu același nume, Albert Divo, și este capabil de o viteză maximă de 380 de km la oră. 4. Mercedes Maybach Accelero, perla lui Mercedes În continuarea topului regăsim un model cu un design SF extrem de elegant, dar cu un aer clasic în același timp. Mercedes Maybach Accelero costă 8,0 milioane de dolari și este un exercițiu de design și un show-off tehnologic incredibil. Acesta este propulsat de un motor cu două turbine, V12, și atinge viteza de 350 de km la oră, combinând astfel eleganța desăvârșită cu performanțele sportive de top. 3. Bugatti 110, 110 ani de excelență. 110 este hipermașina produsă în doar 10 exemplare care costă 9 milioane de dolari. Aceasta este un omagiu adus legendarului model Bugatti EB110 la 110 ani de la lansarea sa. Este cu 20 de kg mai ușor decât un Chiron și este echipat cu același motor de 8 litri W16 care dezvoltă 1577 de cai putere. 2. Bugatti La Voiture Noire Cel mai scump Bugatti La Voiture Noire sau mașina neagră în traducere este cel mai scump model de Bugatti din lume cu un preț de 19 milioane de dolari. Bolidul cu aspect de bestie cu 6 țevi de evacuare este capabil de o viteză maximă de 420 de km la oră. Acest model este un omagiu lui Type 57 Atlantic, o mașină extrem de rară. Unul dintre deținătorii celor patru modele rămase este Ralph Lauren, care a refuzat o ofertă de 100 de milioane de dolari pentru Atlanticul său. 1. Rolls-Royce Bowtail regele suprem al luxului. Se știe despre Rolls-Royce că este regele suprem al luxului în industria auto, iar Bowtail, care este lucrat manual, în mod integral, nu dezamăgește. Acesta deține recordul pentru cel mai mare preț pentru o mașină nouă, 28 de milioane de dolari. Și are un design inspirat de lumea nautică, spatele mașinii având silueta unei bărci de mare viteză. În interior, pasagerii vor găsi un frigider care conține două sticle de colecție, marca Armand de Brignac, iar sub capotă găsim motorul de pe Phantom, cel de 6,75 litri, care dezvoltă 563 cai putere. Odată cu trecerea timpului, avansul tehnologic și ambițiile producătorilor cresc exponențial. În acest fel s-a ajuns ca o jucărie pentru milionarii și miliardarii lumii să coste cât bugetul anual al unui oraș mic dintr-o țară slab dezvoltată. Sunt sigur că mașinile din topul de mai sus ar putea fi și niște postere deosebite în dormitorul oricărui tânăr sau măcar imaginea de fundal de pe mobilul aceluiași tânăr visător. Dar care este mașina ta favorită? De ce? Spune-ne în comentariile de mai jos. Vom citi și vom răspunde tuturor comentariilor. Dacă ți-a plăcut acest video, te invit să te abonezi canalului nostru, unde o echipă de oameni curioși doresc să îți prezinte cele mai fascinante lucruri din lumea noastră. Ciao, pe data viitoare!